Bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Corespondent TVR Internațional, în care am reușit să aducem împreună oameni extraordinari, profesioniști, apreciați și admirați în lumea largă și care au ales să păstreze o legătură profundă cu țara lor de origine, rămânând, oriunde s-ar afla, adevărați ambasadori ai culturii române. Provine dintr-o veche familie de intelectuali români, a avut mereu un spirit liber și inovator, a devenit un profesionist universal, apreciat în zeci de țări din lume și și-a găsit locul între două lumi și două pasiuni, România și America, teatrul și opera. Regizorul Andrei Șerban a acceptat invitația noastră și îi mulțumesc. Bună seara, bine ați venit la TVR Internațional. E un privilegiu că vă aflați aici și cred că e un privilegiu să le vorbiți celor care, asemenea dumneavoastră, din motive diverse, au ales să trăiască și să profeseze într-o altă țară, dar au rămas cu sufletul aproape de România. Da. Dumneavoastră ați plecat în America la începutul anilor 70, foarte curând după absolvirea facultății, cu o bursă. Cum s-a întâmplat și ce v-a motivat să rămâneți acolo? Am avut noroc, simplu, pentru că directoarea teatrului La Mama, un teatru foarte faimos din avantgarda new-yorkeză, a venit în Europa și mi-a văzut spectacolele mele studențești. Și atunci a hotărât că ar trebui să vin la teatrul La Mama să montez un spectacol la teatrul ei american și a găsit o bursă. Am primit o bursă Ford și cu greu, foarte greu, am putut să plec pentru că era comunism, era ușor, având un dosar destul de slab, fiind copil de oameni care nu erau priviți bine de regim. Dar până la urmă am reușit să plec și am făcut un spectacol care a avut o primire foarte bună, în special de ziarul New York Times, pentru că dacă primești o cronică bună în New York Times, ești deja cineva. Și iată, destinul a vrut ca să rămân în America și să am o carieră de zeci de ani pe care nu o plănuisem deloc, pentru că nu știam niciodată că am să ajung acolo și că am să am viața mea acolo, dar așa a fost. Spuneați la un moment dat că America este diferită, că fiecare om descoperă diverse Americi. America dumneavoastră cum a fost? În primul rând, descoper geografii diferite și pentru mine această lume a pioneratului, că încă ceva este posibil, că întotdeauna există o speranță, că chiar atunci când ajungi să faci mari greșeli în viață și tot ceea ce faci se năruie, ei, și atunci poți să pornești iar de la început. Iar de la zero. Asta este extraordinar. Și asta numai în America. Nicăieri nu am văzut asta. Că într-adevăr, e o deschidere și un fel de curiozitate spre nou, spre inovație, un sentiment al entuziasmului, că totul e posibil, că există o atitudine pozitivă. Asta mi-a plăcut foarte mult. Din păcate, nu mai e chiar așa acum. Nu mai e chiar așa. Dar atunci când eram tânăr, era foarte bine să fii așa, să fii pozitiv, să ai încredere și să vezi și să că totul e posibil. Că poți să iei oricând de la început. Dar ați avut vreodată sentimentul acesta că trebuie să o luați de la zero? Tot timpul. Și acum, și azi. Nu, vorbesc serios, pentru că... De ce? Pentru că în fiecare zi soarele se ridică iar. Nu înseamnă că poți să te gândești, s-a ridicat și ieri, dar se ridică iar ca pentru prima oară. Deci faptul că te uiți la o zi, când începe o zi și te uiți că azi am o nouă șansă să trăiesc proaspăt azi, decât să mă gândesc, Doamne, iar o altă zi, vai, ce plictiseală, și nu e bine, pentru că aceasta îți dă un fel de monotonie, de automatism, de clișeu al vieții, care de blazare, și asta e foarte periculos, pentru că dacă simți că poți să iei iar de la zero și că poți să spui întrebări tot timpul, ești într-o stare de prospețime și de tinerețe interioară. Pentru mine asta e foarte important. Să o iei de la zero mereu. Și ați aplicat acest principiu și în profesia dumneavoastră am încercat întotdeauna. Da.
Ați trăit în America jumătate din viață. Mai mult de jumătate, trei sferturi din viață. Dar am călătorit mult. Am călătorit, pentru că lucrând și în teatru și în operă, am lucrat și în Japonia, am lucrat și în Coreea, am lucrat la Paris, am lucrat la Londra, am lucrat la Viena, am lucrat la București. Deci lucrez în 39 peste de tot. Țări. Să spunem, avut 38 jumate. 38 jumate, este în regulă. Am reținut ce spuneați odată, că dacă reușești să devii cineva în New Yorkul acela foarte competitiv, poți fi cineva oriunde. Nu, asta e o vorbă. Zice, if you make it in New York, you make it anywhere. Asta e. Deci înseamnă că, dacă ar fi să cred în asta, înseamnă că pot să merg și în Honolulu și ați demonstrat să fie acest okay. lucru. Și s-a întâmplat să fie așa. S-a întâmplat, dar ați ales să fiți și în România. Da. De ce? Spuneam că ați trăit în America jumătate de viață, dar nu ați renunțat niciodată la cetățenia română. Nu. Adică am două cetățenii și le respect pe amândouă. Amândouă sunt importante, pentru că sunt foarte diferite aceste două cetățenii. Și îmi pare bine pentru că am nevoie să revin din când în când aici. Am nevoie să vorbesc în limba mea. Am nevoie de umorul care este pur local. Și am nevoie de asta. Și, într-adevăr, să lucrez în domeniul meu, să lucrez cu actorii români este un privilegiu pentru că sunt foarte talentați, sunt foarte buni, sunt foarte deschiși și mă simt bine cu ei și ei se simt bine cu mine. Deci, ca să spui tot timpul că trebuie să schimbi ceva, e bine să schimbi și felul de a lucra și unde te duci și o călătorie de a merge tot timpul a fi în altă parte te ajută să ai impresii noi. Să nu te șablonizezi, să nu devii rutinier, să fii tot timpul în fața necunoscutului. Și să le transmiți și să transmiți celorlalți și să primești, și să primești înapoi, adică dai și primești. Ideea asta de comunicare, în special în artă, ca și în orice, e foarte, foarte importantă. Da. Spuneți că tot în America ați învățat să urâți naționalismul, dar să rămâneți patriot. Ce înseamnă asta? Trăim într-un moment foarte periculos din punct de vedere al acceptării acestui cuvânt patriotism sau naționalism. Al interpretării. Eu personal nu mă consider român în sensul că sunt român pentru că m-am stăt în România. Da, sunt român, m-am stăt în România. Sunt foarte recunoscător a tot ceea ce am primit aici, a educației, dar mă simt că sunt un cetățean universal. Pentru că mă simt că aparțin planetei. Pentru că ideea asta de a te simți foarte local, că sunt doar de aici și că ai noștri mai bine ca oriunde, e ceva atât de provincial, e atât de limitat, e atât de îngust și atât, într-un fel, te face să te închizi în tine și să te închizi într-o carapace a unei lipse de libertate interioară care nu-ți dă decât un sentiment al unei prostii imense. Pentru că suntem, hai să ne gândim, să trăim pe această planetă foarte scurt, suntem foarte scurt timp aici, toți. Și atunci să ne gândim că, de fapt, ce șansă avem să ne naștem, să trăim, să respirăm aerul, să ne uităm la stele. Și asta nu are nicio legătură cu naționalismul sau cu un loc anume. Trebuie să respecti locul unde ai venit, dar nu înseamnă că aparții doar lui. Aparții lumii și încerci să faci ceva care este bun pentru viață, pentru viața cetății planetare, nu doar a acestui loc mic care se numește România. Aceste valori, aceste principii, le-ați simțit în familia dumneavoastră? Ați vorbit puțin mai devreme și trebuie să amintim că proveniți dintr-o familie de intelectuali, tatăl dumneavoastră a fost apropiat al lui Iuliu Maniu, e adevărat că Iuliu Maniu a fost la botezul dumneavoastră? A fost la botezul meu, se pare, nu mi-aduc aminte, se pare că a fost, dar sigur că asta îți transmite o anumită vibrație, nu știu, subconștient îți transmite ceva, un fel de datorie, de responsabilitate, unei tradiții care trebuie respectată, pentru că în sensul ăsta, da,
respect o tradiție, dar nu sunt robul ei, nu sunt sclavul tradiției, pentru că o tradiție trebuie să se deschidă spre altceva, spre viitor. Iar faptul că tatăl meu a avut un simț vizual foarte puternic, era un fotograf de mare talent și a fost unul dintre fotografii cei mai cunoscuți în timpul vieții lui în România, mi-a transmis mie acest simț vizual. Deci de aceea când lucrez mi-aduc aminte tot timpul de tatăl meu, pentru că continui cu mai mult noroc, cu mai multe șanse, călătorind peste tot, de a prelua de la el un talent pe care îl avea și care de fapt l-a moștenit. Asta e tot. Un talent pe care și l-a descoperit însă de nevoie. Târziu de nevoie, pentru că el lucra pentru Banca Regală și când comunismul a venit a pierdut tot. Și din nevoie a trebuit să devină fotograf, era un fotograf amator, dar a publicat multe cărți de fotografie și în sensul ăsta, iată, și-a găsit vocația, culmea, exact din cauza comunismului, din cauza nevoie, și-a găsit vocația care era talentului artistic, pe care nu-l descoperise până atunci. Iată, deci, iată, comunismul a făcut și un bine tatălui meu. Da. Pe de altă parte, spuneați că întâmplările din timpul copilăriei, din perioada războiului, v-au transmis așa o karma negativă pe care târziu ați învățat să o controlați. Cum a influențat lucrul acesta cariera dumneavoastră? Când te naști în mijlocul războiului și când sunt bombe care se pare că erau și aveam un an și în care știu că familia a trebuit să mergem în beci, în ascunzătoare, și toate astea în subconștient se depun. Aceste șocuri negative se depun în conștient, în oricine. Și evident, când crești, când devii matur, încerci să vezi ce traume, aceste traume care sunt în fiecare din noi. Cu toții avem aceste puncte negre în subconștientul nostru. Și întrebarea este dacă vrem să le dezvoltăm, să devenim mai frustrați, mai întunecați datorită acestor traume, să ne simțim victime, sau dimpotrivă, să încercăm să le eliminăm, să încercăm să ne purificăm, să ne spălăm de tot ceea ce este negativ în noi și să ne uităm înspre cer cu un sentiment de mulțumire că suntem aici și că beneficiem de ceva care poate să fie luminos și într-adevăr pozitiv și încrezător în viață, decât tot timpul să ne gândim cât de groaznic e totul. Mai credeți că teatrul este un medicament? Ar trebui să fie. Evident că ar trebui să fie. Mergem la teatru, cum am spus. Intrăm toți la ora 6:30 sau 7 seara în teatru, ne-am cumpărat biletul, dar mergem în teatru cu toată negativitatea zilei, pentru că la serviciu am avut o zi proastă, m-am certat cu bossul, în metro m-am înghesuit și m-au călcat pe bombeu nu știu cât și sunt foarte, foarte frustrat și am în mine un sentiment de neplăcere. Intru în teatru, ei bine, ceea ce văd trebuie să mă amuze, să mă distreze, dar în același timp trebuie să-mi dea și altceva, să-mi dea o altă hrană, pentru că trebuie să plec din teatru altfel. Dacă plec din teatru la fel cum am venit, mi-am pierdut timpul. Iar noi, cei care lucrăm în teatru, ar trebui să ne gândim la asta, că avem o responsabilitate de a transforma starea spectatorului, cum a venit să plece altfel, și să plece și să iasă în stradă, să treacă strada gândindu-se, hei, viața merită trăită. Parcă un fel de celebrare a faptului că sunt viu acum și că am mers la teatru și că am văzut alți oameni pe scenă care, ca și mine, au și ei problemele lor, dar printr-o piesă, cum e o piesă de Shakespeare sau de Chekhov sau grecii antici, care au avut o inteligență mai mare decât a noastră, ne transmit nou un fior al unei posibilități care este de o altă calitate, o altă hrană decât hrana de zi cu zi, care este o hrană destul de săracă a vieții noastre obișnuite. E o altă viață. Prin toate aceste piese pe care le-ați realizat de-a lungul anilor, ați încercat acest lucru, să schimbați ceva în sufletele oamenilor. Și în al meu, medicamentul ăsta care poate să-l dea teatru, este să ne schimbă pe toți. Nu înseamnă că eu sunt cel care am o cheie a secretului, am nicio cheie, nu am nimic, dar încerc să-mi pun întrebări cum putem trăi altfel.
Pentru că viața e scurtă și nu avem timp să gădem tot timpul în norodul ăsta greu al negativității. Nu ajută la nimic. Trebuie să găsim altceva care să ne ridice înspre sus. Dar vi s-a întâmplat vreodată să simțiți că acele focuri de artificii pe care încercați să le aprindeți între spectatori și actori, între public și o piesă de teatru pe care ați realizat-o, să nu se producă? Evident, e ca un act de dragoste, se întâmplă sau nu se întâmplă, durează sau nu durează. Evident că sunt unii care vin la teatru și care vor să vadă ceva care nu li se dă și nu li se dă, pentru că dacă vii la teatru ca în orice și ești încuiat rămâi, nu te descuie nimeni. Dar dacă vii la teatru sau oriunde cu un sentiment de deschidere, cu un sentiment că ești gata să asculți pe altcineva, să nu-ți asculți doar vocea ta, dar să asculți ce-ți spune altcineva. Și atunci poate că din asta există un fel de flexibilitate și un dialog și că din asta ceva se poate întâmpla. Deci depinde foarte mult de deschiderea. Cum spun, pentru mine când vii la teatru sau când mergi oriunde, trebuie să ai atitudinea unui copil. Unui copil care e curios, care e deschis. În clima în care merg oriunde și spun eu știu mai bine ca tine și eu știu cum trebuie să faci tu teatru ca să-mi placă mie, pentru mine asta este deja ceva nu se va întâmpla de la început. De aceea nu mergeți la teatru? Sau renunțat să mergeți la teatru foarte mult, mai des? Foarte mult merg la teatru, dar nu-mi place mai nimic. Asta e altceva, pentru că ceea ce văd, spectacolul care le văd și câteodată chiar spectacolele mele nu-mi plac. Nu-mi place tot nici din ce fac eu, e normal, pentru că câteodată reușesc, câteodată nu reușesc. Dar când merg la teatru și când văd că ceea ce mi se oferă, hrana calitatea acelei hrane este foarte, foarte slabă, plec afară și prefer să stau în ploaie. Zău, credeți-mă. Foarte interesant. Pe 15 martie a avut loc la Teatrul Bulandra premiera spectacolului Richard al III-lea, despre care spuneți că este poate cel mai puternic spectacol pe care l-ați făcut vreodată. Cel mai puternic mesaj. L-ați dorit sau v-a surprins și pe dumneavoastră forța lui? Nu, l-am dorit, pentru că piesa este extraordinar de politică. Și vorbește foarte mult, se întâmplă în momentul ăsta, în lume. Vorbește despre Trump, vorbește despre Orban, vorbește despre cine o fi aici. Deci vorbește despre politicienii actuali, ce se întâmplă. Și în sensul ăsta vezi parcă oglinda a ceea ce este în viața noastră pe scenă. Vezi oglinda noastră a momentului ăsta. Și de aceea în spectacol sunt niște momente politice foarte directe și foarte deschise despre realitatea românească, a politicii românești și a relației pe care noi o avem, a pasivității noastre îngrozitoare, pasivității noastre colective față de tot ce se întâmplă. Pentru că depinde de noi toți să schimbăm ceva. Nu vreau să știu ce se întâmplă aici. Știu eu, pașii puși. Care dintre voi mi-a cerut pentru el amnistie sau rațiere? Care a căzut la picioarele mele ca să calmeze furia? Cine mi-a amintit despre legătura de sânge dintre frații, despre dragoste? Cine mi-a amintit cum a luptat el pentru mine? La fel și pentru mine și cred eu pentru toți, trăiască alianța. Dar pentru că e fragilă, nu trebuie pusă la încercare. Un alai prea mare ar putea stârni tulburări. Așa că eu susțin, ca și colegul Buckingham, că e prudent ca o alianță escortă, subliniez, foarte mică, să meargă după jos. Mai credeți că România este țara minților adormite? Da. Și America? Da. Se doarme peste tot în lume acum. Cam peste tot se doarme, din păcate. Ar trebui să ne trezim peste tot, nu numai în România, și în America și în Europa. Și în Uniunea Europeană se doarme. Peste tot. Și care a fost reacția publicului, reacția actorilor la această oglindă pe care le-ați arătat-o prin Richard al III? Foarte controversată.
foarte controversată. Adică, mă rog, nu se găsesc bilete, totul e vândut, e extraordinar de popular spectacol, dar e controversat, ceea ce e bine, pentru că controversa, polemica, aduce publicitate. Deci, într-un fel, sunt oameni, unii care refuză această apropiere directă prin Shakespeare, care este o piesă istorică de temele actuale, dar pentru mine Shakespeare este contemporanul nostru. Și pentru că este contemporanul nostru, trebuie să vorbească pentru noi azi, acum. De aceea încerc, în orice fac, încerc să aduc un text vechi în lumea de azi, pentru că trebuie să se întâmple în noi, în viața noastră de azi. Ca să merg la teatru să văd ceva care se întâmplă în istorie, cu care eu nu am niciun fel de legătură personală, e o pierdere de timp. De aceea ați și ales să lucrați cu actori tineri? Da, lucrez cu Marius Manole, care este un actor de geniu și care este foarte deschis, aproape deschidere, care este gata ca o sugativă să ia tot ce-i dai, ia totul și imediat transformă prin talentul lui. Și pentru mine asta este important. Când lucrez cu un actor care este foarte deschis și în același timp care are o imaginație de a duce mai departe o idee și de a o face să strălucească. Acceptați că există un stil, Andrei Șerban, sau tocmai de acest lucru v-ați ferit încercând întotdeauna să creați ceva nou, ceva ce nu s-a mai făcut? Fug cât pot de tare de ideea de stil, pentru că încerc de fiecare dată să mă redescoper și am ambiția, ca un spectator care vine și vede un spectacol de-al meu, următorul care îl vede să nu realizeze că este același regizor. Adică încerc să schimb stilul tot timpul și din asta am avut mari probleme cu criticii de teatru sau de operă, pentru că sunt în operă foarte mult, pentru că a spus, dom'le, dar care este stilul omului ăsta? Parcă tot timpul e în schimbare. Și pentru un critic, ei vor să știe să te pună într-o cutie. Ăsta este stilul lui X, ăsta este stilul lui Y și ăsta este stilul lui Andrei Șerban. E bine, la mine cutia nu merge, pentru că încerc să scap din cutie tot timpul. Și asta e foarte important, dar am avut probleme în viață, pentru că nu am primit cronici bune întotdeauna și întotdeauna primesc cronici amestecate. Dar asta e situația. Când vrei să surprinzi, îți iei riscul. Ați aplicat și în operă acest principiu? Tot timpul am aplicat în operă. Ați fost și sunteți profesor la numeroase universități de mare prestigiu. La Columbia University, la Columbia. Da. Care e cel mai important mesaj pe care încercați să-l transmiteți studenților dumneavoastră? Și ce ați învățat dumneavoastră de la ei? Păi, în primul rând, când le spun la prima clasă, vom lucra împreună. Tot ce știu despre teatru de o viață, pot să vă transmit în jumătate de oră. Deci, nu asta e important ce știu eu sau ce am învățat eu. Ce e important este ce descoperim împreună noi acum. În momentul în care se întâmplă în prezent, în clipa asta. Și atunci, deci eu mă pun la nivelul lor și încerc să mă deschid spre ei și adevărat, în special cu studenții americani, sunt extraordinar de doritori să încerce. Au un curaj nebun de a se arunca. Riscă orice. Și niciodată nu se întreabă de ce sau poate e bine sau poate nu e bine. Adică, într-un fel, își lasă mintea, intelectul, îl pun afară, îl pun în cui și își dau drumul la instinct. Și asta este foarte bine, pentru că dacă nu-ți dai drumul și dacă tot timpul te oprești o barieră asta a gândului care te oprește să faci orice, atunci nu faci nimic. Din când în când e bine să-ți pui capul, să-l lași deoparte și să mergi cu instinctul, cu intuiția. Pentru că în teatru intuiția, instinctul, emoția contează mai mult decât capul. Și asta e formidabil. Deci ei își dau drumul, improvizează, iar eu aleg din tot ceea ce fac ei, selecționez ceea ce este aur, ceea ce este argint și ceea ce este aramă. Și atunci le spun, asta este aur, asta este argint, aramă. Și din asta, faptul că am un fel de spirit critic, îi ajută pe ei să discerne ceea ce este valoare de ceea ce este non-valoare. Și să înveți asta foarte tânăr e important. Noi vă mulțumim foarte mult, domnule Andrei Șerban, pentru această clipă pe care ne-ați oferit-o și pe care le-ați acordat-o telespectatorilor noștri. Vă dorim să aveți în continuare același entuziasm și aceeași intuiție creatoare. Vă așteptăm la TVR Internațional și în România cu spectacole noi și la fel de interesante și incitante.
Mulțumesc. Vă mulțumim. Mulțumesc. Scrisul este viața mea, este motoul asumat de următorul nostru invitat, care continuă să revină acasă, an de an, de la Antipozi, din Australia, țara lui de adopție, acolo unde promovează de 10 de ani cultura și mai ales poezia românească. Președinte al Academiei Româno-Australiene, profesor la Facultatea de Comerț a Universității Tehnologice din Sydney, dar și poet, traducător, scriitor și promotor cultural, Daniel Ioniță a revenit în studioul nostru. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi din nou în acest studio. Mulțumim și noi pentru această vizită. Cineva scria foarte frumos despre dumneavoastră că deși ați plecat la zeci de mii de kilometri distanță de geografia fizică a României, n-ați contenit nicio clipă să locuiți în limba română. Așa e? Da, așa este și... Dar așa ați simțit mereu? Nu întotdeauna. A fost vreo 10 ani, sunt plecat de 40 de ani, de la plecarea din România când în Noua Zeelandă nu exista internetul, puțin dintre noi își mai aduc aminte de acest lucru. Mai pot imagina așa ceva. Și era și sistemul trecut, guvernul de dinainte, de 89, deci comunicarea cu țara era aproape nulă, în afară de 2-3 telefoane la bunicii mei. Nu aveam alte contacte, deci atunci pot să spun că a fost o ruptură. Gaură neagră, ca să spun așa, o ruptură. Dar după aceea am revenit. Aveați 18 ani atunci când ați plecat din România. Cum v-a transformat experiența integrării într-o cultură atât de diferită, într-un spațiu multicultural, dar totuși atât de îndepărtat de ceea ce vă definea până atunci? A fost o experiență mixtă. Pe de o parte am îmbrățișat noua cultură, pe de altă parte mi-au luat vreo 6 luni, un an de depresie psihică. Pe vremea aia nu era diagnosticabilă, nu aveam luxul de a fi diagnosticat cu așa ceva, pentru că spus dintr-un regim cu care eram obișnuit, eram licean, terminam liceul, aveam prieteni, sigur, familia avea niște probleme, motive pentru care au plecat, dar eu nu eram afectat în primul rând de ele. Deci ruptura pentru mine a fost majoră, nu a fost ușoară. Acum dau seama că, de fapt, e posibil să fi fost diagnosticabil pentru acea perioadă de timp. Sunteți cunoscut publicului, în primul rând, ca fiind singurul român care a alcătuit o antologie de poezie românească. Mai sunt și alte antologii. Amintesc Born in Utopia, făcută de Carmen Firan, foarte abil, la New York. Ceea ce am făcut eu diferit este să cuprind aproape întreaga gamă a poeziei românești din punct de vedere istoric și să o reprezint bilingv. Deci varianta română față de varianta engleză și apoi traducerea să fie făcută coerent. Alte antologii au luat traduceri de engleză făcute în engleză, făcute de diferiți traducători. Unele foarte bune, unele mediocre, unele mai puțin. Și le-au pus împreună în aceste antologii. Deci unicitatea lucrării noastre, a mea și a echipei mele din Sydney, este aceea de a fi creat o lucrare coerentă, zicem noi, de bună calitate din punct de vedere al traducerii și care să fie coerentă și comprehensivă în același timp. Să le reamintim telespectatorilor cum a apărut ideea acestui proiect, cum s-a născut această antologie și cum v-ați apropiat de poezia românească. Cum m-am reapropiat, da. Exact. În esență, cândva, acum vreo 15 ani, fiica mea cea mare a terminat facultatea și a devenit profesor de limba engleză la unul din colegiile importante din Sydney. Și i-a apărut dorința de a citi în limba română. Copiii mei vorbesc limba română, dar dacă nu ai studiat în România, dacă nu ești scufundat, ca să zic așa, în cultura românească, n-ai de-a face cu ea zi de zi. Vocabularul unui imigrant este cam de 3.000 de cuvinte. Limba română are 150-200.000 de cuvinte care sunt folosite frecvent. Deci dorința aceasta a fost pentru copiii mei ca să poată să citească poezie românească, care e foarte greu de înțeles, chiar dacă știi bine limba română, dar ești imigrant. Dar scânteia inspiratoare a venit tocmai de la muzica folk, pe care o ascultam și pe care și copiii mei o ascultau în mașini, în lungile călătorii prin Australia, unde distanțele sunt enorme. De la sine, la Melbourne, sunt 1000 de kilometri. Pe casetă sau mai târziu pe CD și mai târziu direct pe USB, ascultam muzică folk. Deci mi-a fost relativ ușor
pe versurile minunate alese din mari poezi români, alese de un Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Nico Alifantis, Adrian Ivanitski, Mădălina Amon, Marcela Saftiuc, etc., 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 să traduc. Pentru că muzicalitatea, prozodia limbii mi era familiară. Iată. Așa se explică probabil și prietenia care vă leagă de... De diferiți, da, de acești, diferiți oameni de folk. Corect. De acești cantautori, da. Și colaborările pe care, da, le-ați avut de-a lungul timpului cu aceștia și despre care vom mai vorbi. Dar vreau să revenim puțin la acest proiect de suflet al dumneavoastră, da, care este intitulat sugestiv Testament. Da. Știu că pregătiți o altă etapă. Da, o etapă, probabil ultima, și anume reprezentarea poeziei românești în totalitatea ei. Deci nu mai vorbim despre epoca modernă, Alexandri Eminescu până la contemporani, am 100-120 de poeți reprezentativi, ci vorbim de începuturile poeziei românești, vorbim de poezia dinaintea poeților, de balade, apoi de Dosoftei, Văcărescu, Bolintineanu și așa mai departe, Ioan Budai de Leanu, Anton Pan. Deci, întreaga istorie va fi o ediție critică, spre deosebire de celelalte ediții, va conține și note critico-biografice. Vrând nevrând m-am transformat într-un fel de critic literar de mâna a doua, ca să zic așa. Am pe biroul meu volumul lui Alex Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane, da, volumul lui George Malănescu, Istoria critică a literaturii române, George Călinescu, Octavian Soviani, Constantin Cubleșan, Lovinescu, cu care fac mușchi. Deci sunt atât de grele și atât de mari încât trebuie să deschid unul și să-l iau un volum de deasupra celui la... nu mă dezbrac acum, că n-are rost, dar am făcut mușchi. Ați făcut mușchi cu folos. Da, cu folos. 400 de ani de poezie românească se va intitula. Nu vom mai numi antologie, o vom numi Testament, 400 de ani de poezie română. Cât ați lucrat la pentru acest volum? Pentru că se bazează pe volumele anterioare, dacă adun timpul, sunt câțiva ani, dar la acest volum în speță, de 2 ani. Și când va avea loc lansarea, când va putea publicul să se bucure de rezultatul acesta? Va apărea cândva în toamnă și cu intenția de a lansa la Târgu Gaudeamus în București, ca și în alte centre ale țării. Interesant, așteptăm cu nerăbdare, dar nu este singurul proiect care v-a adus în România în această perioadă. Da. Ați organizat recent o dublă lansare de carte. De fapt, Academia Australiano-Română pentru Cultură, pe care o conduceți, a pus în scenă un program, un program poetic-muzical, pentru că tot am vorbit despre interpreții cu care colaborați. De data aceasta l-ați avut invitat pe Nico Alifantis. Pe Nico Alifantis, da. Despre ce a fost vorba? Da. A fost o dublă lansare de carte care a inclus un coleg și prieten dramaturg de obicei, George Smarandache. Poate nu atât de cunoscut în București, el fiind slătinean, directorul Centrului Cultural Eugen Ionescu din Slatina, și care între altele a mers împreună cu actorul Claudiu Bleons, au fost în Noua Zeelandă și au stabilit acolo o trupă de teatru. Era o trupă de amatori, de teatru amatori, cu care noi colaborăm, care e parte din umbrela aceasta a Academiei, grupul Doina. Au format o trupă de teatru care interpretează teatru în limba română. Se numește Măgura, după prima piesă de teatru a lui George Smarandache, pe care a interpretat-o. Mi s-a părut că această generozitate trebuie răsplătită. Nu traduc de obicei cărți integrale ale unor poeți. Am fost rugat de multe ori de diferiți poeți destul de importanți. Traduc și mie un volum. N-am timpul necesar. Dar mi s-a părut că această generozitate a lui George Smarandache trebuie răsplătită. Și am tradus un volum. Cu această ocazie mi-am lansat și eu un volum, tot bilingv, deci a fost o dublă lansare, da, la care au participat, după cum ați amintit, Nicu și apoi critic literar Alex Ștefănescu, care a fost fulminant, ca de obicei. Ca întotdeauna. Da. Poetul și jurnalistul Lucian Vasilescu, actrița Daniela Nane, care a recitat atât de frumos din volum.
Cântarea cântărilor este volumul lansat de George Smarandache și Contradicție. Contradicție, Contradiction, ambele sunt bilingve. Este volumul meu, da. Bilingv. Da. Avem însă aici alte două volume, da, semnate Daniel Ioniță, despre Insula cuvintelor de acasă. Am mai vorbit. Este vorbit, locul acela din limba română unde vă simțiți cel mai bine atunci când vă aflați departe de țară și ați vrut să împărtășiți cu cititorii dumneavoastră aceste sentimente și un volum nou despre care mărturisesc că am aflat abia acum, Basarabia sufletului meu. Despre ce e vorba? Vă rog să ne spuneți mai multe despre această carte. Basarabia sufletului meu este un proiect, după cum titlul spune, un proiect de suflet. S-a petrecut ca parte din evenimentele România 100 de anul trecut și a fost ideea scriitoarei și editoarei prolificei producătoare de carte din Toronto, Canada, Maria Tonu, Zâna Bună, cum o numește Alex Ștefănescu, Zâna Bună a scriitorilor români din Canada, care are editura Mediaton și promovează excepțional. E un model probabil pentru mulți dintre noi. Promovează excepțional literatura română. Are clubul literar Grigore Vieru din Canada. La inițiativa ei am creat o colecție, nu o numesc antologie, o colecție bilingvă pe tiparul Testament, dar nu o numesc antologie pentru că probabil ediția următoare va fi antologică cu acordul criticilor literari, ci o colecție de suflet de poeți basarabeni de la Alecu Ruso, nu, care era basarabean, la Eminescu, care este considerat poetul național și al Republicii Moldova, nu numai al României, și, bineînțeles, Grigore Vieru, Mateevici, cu Limba Noastră și așa mai departe. Foarte frumos, iată că ați reușit, în ciuda distanței, o astfel de colaborare cu un rezultat apreciat pe ambele maluri ale Prutului. Da, vreau să spun că a fost lansată la Chișinău în august anul trecut și cu concursul Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, a Bibliotecii Onisifor Ghibu și a directorului acesteia, Vitalie Răileanu, și mi s-a dat titlul de basarabean onorific. Mă mândresc cu asta de către Uniunea Scriitorilor, nu de către statul Republicii Moldova. Deci nu primesc pensie, ci numai în domeniul literar. Felicitări pentru această recunoaștere și pentru că am vorbit despre Academia Australiano-Română pentru Cultură. Vă rog să ne spuneți pe scurt povestea acestei academii. Da, a fost înființată acum 5 ani, deci suntem relativ tineri, nu ne putem compara cu marea Academie Româno-Americană, care de mult mai multă vreme și are mult mai mult gravitas, ca să zic așa. Noi suntem tineri și suntem la început. Câțiva actori, printre care Clara Vodă, câțiva oameni de cultură, artiști plastici, câțiva scriitori, îl menționez pe George Roca, prolificul editor de revistă și de carte din Australia. Ne-am strâns și am format această academie cu intenția de a promova cultura românească în Australia și cultura australiană în România. Avem proiecte și în sens invers. Sigur, se vorbește mai puțin de ele aici, se vorbește mai mult de ele în Australia. Academia își propune ca să aibă în Australia cel puțin 4-5 evenimente pe an și în România, din nou, 4-5 evenimente pe an, ceea ce am reușit până acum în fiecare an pentru promovarea culturii. De altfel, anul trecut ați reușit să organizați poate cel mai important eveniment cultural, istoric, româno-australian din ultimii 20 de ani cel puțin. Este vorba despre sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Da, România 100 a fost într-adevăr un eveniment de marcă, atât la Sydney, cu participarea unor somități, ambasadoare României, Nineta Bărbulescu, consulului general, dar și a unor artiști pe care pentru prima dată am reușit să-i aducem, soprana Adriana Paul, necunoscută în România, o soprană excepțională, violonista Aliona Cigulea, cantautorul Daniel Reno și mulți alții care ne-au ajutat, pianistul Gabriel Onțanu. Deci am reușit să aduc câteva grupuri de dansuri populare care au ridicat audiența în picioare. Deci a fost ceva frumos. Și la Melbourne,
cu concursul Caesar Foundation, Ramona Martinović s-a ocupat acolo de organizare și la Sydney, unde am organizat noi. Felicitări încă o dată. De altfel, TVR Internațional a promovat la momentul potrivit acest eveniment. Spuneți foarte frumos într-un interviu că imigranții români, asemenea dumneavoastră, care au părăsit țara de multă vreme, văd lucrurile bune și pozitive. Distanța vă face să vă puneți lentile roz. Vedeți România în roz? Cum se vede România dumneavoastră astăzi? Da, venind aici în ghilimele în concediu. Nu sunt în concediu pentru că am proiecte. Mă feresc să fac comentarii de natură politică. Pe bună dreptate, dacă aș face-o, românii care trăiesc în România zi de zi ar avea tot dreptul să spună ce știe Daniel Ioniță, care trăiește bine mersi la Sydney. Nu trăiește el chiar bine mersi, dar trăiește la Sydney, la 16.000 de kilometri distanță de speciație se petrece. Pe de o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, este ca atunci când vezi, mă refer la ultimii 30 de ani, nu neapărat la ultimii 2-3 ani. Da. Vezi un copil din când în când care crește, dar tu-l vezi din când în când. Mama lui e cu el acolo și se chinuie cu el și când e bolnav și când e bine. Și mama lui zice, ce greu e să crești acest copil, dar tu care îl vezi de la distanță, spui, ce a crescut copilul ăsta. Deci cam așa este viziunea mea. Așa văd eu România. Tocmai am sărbătorit Paștele cu toții, da. Și vreau să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătorile în familie. Sunt cheie. E un clișeu să spui că sunt cheie. Sunt foarte importante în sensul că le facem, familia se strânge, avem mare parte din familie, deci ginerii și din nepoți și așa mai departe, care sunt australieni. Dar sărbătorile în familie au devenit deja o instituție în Australia. Spre exemplu, de curând s-au strâns peste 150 de persoane la sărbătorirea a 60 de ani de căsătorie a părinților mei. Deci, foarte mulți din ei australieni, pentru că suntem acolo de multă vreme, dar foarte mulți români. Din nou, un eveniment bilingv. Sigur, nu legat de academie, nu legat... un eveniment personal, un eveniment de familie. Foarte frumos. Da. Sărbătoriți așadar, da. și românește, și la fel fac și copiii dumneavoastră, da. Bănuiesc. Da, da, bineînțeles. Suntem invitați adesea la sărbători de familie. Fiicele noastre, având 37 și 36 de ani, de acum este inițiativa lor să-și invite pe bătrânilor părinți la câte un eveniment de familie, ceea ce ne bucură. Și noi ne bucurăm foarte mult pentru această vizită și pentru că ați împărtășit cu noi aceste gânduri. Vă mulțumim încă o dată pentru acest lucru și vă așteptăm cu drag oricând la TVR Internațional. Vă dorim mult succes și multă energie în continuare și ne bucurăm să descoperim, iată, și un alt talent al lui Daniel Ioniță. Sper să nu mă vadă al de Nicu Alifatis sau Adrian Ivanitski făcând lucrul acesta. Dar da, part-time, pentru că nu e nimeni altcineva mai bun. Din când în când mă mai aventurez pe tărâmul folcului. Vă mulțumim încă o dată, mult succes vă dorim, numai bine. Vă mulțumesc. Eu n-am plecat acasă niciodată. Avioane zburați fără mine. De ce se întreabă lumea unde sunt? Aici rămân, aici mi-e cel mai bine. Pe lungi cărări mici pașii sugrăviți, albe avioane săgetat spre zare. Uite bunica stă în pragul ușii, covricii calzi în mâini premurătoare. Beau ceai din flori de tei la mine acasă, de vatra mea nimic nu mă desparte. De unde avioanele astea toate sunt în grădină, n-am ieșit pe poartă. Eu n-am plecat de acasă niciodată, avioane zburați fără mine. De ce se întreabă lumea unde sunt? Aici rămân, aici mi-e cel mai bine.
ce se-ntreabă lumea unde sunt. Aici rămân, aici mi-e cel mai bine. După ce a concertat ca solistă sau în formații camerale împreună cu soliști și artiști de renume mondial, iar activitatea sa artistică a fost recunoscută prin numeroase premii internaționale, după 17 ani petrecuți departe de țara ei natală, s-a întors acasă, pentru că aici se simte cel mai bine. De câțiva ani se implică serios în activitatea muzicală din România, inclusiv în domeniul educației. Iar în aceste zile încântă publicul din București și din țară cu un proiect de suflet despre care ne vorbește chiar pianista Mădălina Pașol. Bună seara! Și bine ați revenit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim pentru că vă aflați alături de noi în această emisiune specială. Suntem într-o perioadă frumoasă a sărbătorilor pascale și știu că familia este foarte importantă pentru dumneavoastră. Ce înseamnă sărbătorile în familie? Pentru mine sărbătoarea Paștelui este cea mai frumoasă, deoarece toată natura înflorește și este acea bucurie a reînvierii naturii și, bineînțeles, a Domnului Iisus. Mă bucur foarte mult să fiu alături de familia mea, să gătim împreună și să petrecem împreună aceste zile minunate. Mergem la biserică, facem plimbări lungi, copiii caută ouăle pierdute de iepurași prin verdeață și este o mare, mare bucurie să pot fi alături de familie. Muzicienii sunt inginerii sufletelor. Cine spune asta? Bunicul meu. Bunicul dumneavoastră, care v-a fost și primul profesor de pian, Așa, dacă am înțeles corect. Da, era o persoană foarte bună la suflet și era un om care toată viața s-a preocupat spre a se educa. Când era foarte bătrân, deja avea cataractă și aproape nu mai vedea deloc, dar avea o lupă cu care citea multe cărți despre istorie și la o vârstă foarte înaintată s-a apucat să învețe limba engleză pentru că nu știa, vorbea foarte bine italiană, franceză, germană și suferea că nu știe limba engleză și a cumpărat un curs și cu lupa încerca să învețe să vorbească limba engleză. Ce frumos! De la 3 ani v-a îndrumat și așa ați ajuns ca la 8 ani să aveți deja un recital difuzat la radio, iar la 9 ani să cântați pe scena Ateneului. Aproximativ, da, așa este. În primul meu concert cu orchestra l-am susținut împreună cu dirijorul Iosif Ion Pruner și a fost un eveniment memorabil în cariera mea. Sunt foarte fericită, am găsit acea casetă audio și abia aștept să o duc să o digitalizez, să pot reasculta ce puteam să cânt la și să le arătați, probabil, să împărtășiți acest lucru și da, cu elevii dumneavoastră de acum. Dar vreau să revenim puțin la familia dumneavoastră. Timp de 3 generații această familie a avut reprezentanți în marile orchestre române și spuneți foarte frumos că sunteți o familie nu doar de profesioniști, ci și de perfecționiști. Așa este, da. Bunicul meu, de acolo pleacă toată această poveste muzicală și el era un perfecționist, eram foarte mică și mă întorceam de la ora de pian și la Mozart nu-mi ieșeau întotdeauna trilurile și mi-explica cum să le fac. Era un om care citea extrem de mult și, după cum am spus, nu se sătura niciodată să învețe. Îi plăcea foarte mult istoria și ne îndruma să învățăm cât mai multe lucruri și ne spunea că orice limbă străină învățată în plus este o meserie în plus și orice instrument învățat în plus iarăși este o meserie în plus. Punea foarte mare accent pe educația noastră și juca zilnic cu mine șah și mă învăța, chiar aveam oră de franceză în fiecare zi cu dânsul și mă învăța conjugările verbelor și așa mai departe. Dar el a reușit să ne pună în combinația noastră chimică și a mea și a fratelui meu și bineînțeles și a tatălui meu această dăruire către muzică, către cultură și către a fi modele pentru mai ales pentru copiii noștri. Așa ați ajuns ca la 18 ani să plecați la studii în Germania și au urmat alți 17 ani în care v-ați perfecționat și ați făcut performanță. Așa este. Dar ce presupune această performanță? Performanță presupune o muncă asiduă, zi de zi, ore
petrecute singur în fața instrumentului, pentru că numai așa poți să apari în fața publicului și să fii aproape perfect, pentru că doar prin perfecțiune poți atinge interesul oamenilor din diferite domenii, pentru că să ne gândim când ai un public de 2000 de persoane sau de 800 de persoane, acolo sunt și copii mici și oameni mai în vârstă și publicul este foarte, foarte colorat, să spun așa, și atunci trebuie să ai niște abilități foarte bine dezvoltate pentru a le acapara atenția. Ați câștigat numeroase premii la concursuri mari, o să dau doar câteva exemple, ARD din München, Ferruccio Busoni sau Regina Elisabeta. Ați avut o bursă a Senatului German pentru studii doctorale la Berlin. Ce înseamnă pentru dumneavoastră premiile acestea? În ce măsură au fost o miză? Este foarte dificil să particip la un concurs, este o presiune enormă. Eu nu sunt o adeptă a concursurilor, dar este o scenă foarte importantă de a te propulsa internațional și de a câștiga recunoștința muncii tale și, bineînțeles, este o recunoaștere a talentului tău și a educației. Multe dintre aceste concursuri sunt aproape imposibil de câștigat. Sunt foarte fericită că am putut să particip și că am făcut parte dintre cei puțini care sunt selectați la aceste concursuri. Sper ca și elevii mei să aibă aceste visuri și să ajungă atât de departe încât să poată măcar participa la aceste concursuri. Nu sunt mulți români care participă la concursuri profesioniste de pian, pentru că puțin avem așa o poziție geografică care nu ne permite foarte mult să ne documentăm foarte bine ce înseamnă un concurs de pian la un nivel foarte ridicat. Și cred că foarte important este pentru tinerii adepții acestei meserii de pianist-concertist este să se documenteze foarte bine și să studieze foarte mult pe internet și pe toate posibilitățile posibile, pe care le au, da, platformele de internet, să studieze ce înseamnă să participi la un concurs, care sunt programele. Gândiți-vă că noi pregăteam, adică toată seria în care eram eu, de altfel și acum, da, programe pe din afară, care durau doar să cânti o singură dată fiecare piesă până la 6 ore. Aveam două sonate, de una de Beethoven și una de Mozart, aveam două concerte, unul clasic, unul romantic, studii, trei studii, Bach, preludii și fugi, niște programe imense, plus piese impuse de compozitori contemporani, care sunt foarte dificil de învățat foarte repede, pentru că ți se dă o anumită perioadă de timp, poate 2 zile, poate o săptămână, în care tu ai timp să înveți pe din afară, pe de rost, aceste piese și să le performezi la nivelul cel mai înalt pe scenă, în fața juriului. Felicitări încă o dată. Dar care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în Occident? Atenția de a acorda oamenilor cu care colaborez tot interesul meu și toată seriozitatea.
Cea mai frumoasă poveste pe care pot să vă spun este cea a secretarei de la Universitatea din Berlin, care avea foarte mare răbdare cu noi toți, care nu vorbeam limba germană la început perfect, să stăm și să completăm toate formularele de înscriere la facultate. Și am admirat-o foarte mult pentru că era foarte caldă și bună și nu eram obișnuită ca aceste doamne din sistem să fie atât de drăguțe cu noi. Noi eram niște copii, vă dați seama, aveam 18 ani, chinezi, ruși, din toată lumea eram acolo și nimeni nu vorbea limba germană, practic, acum 20 de ani. Nu era obligatoriu acest certificat de limbă străină. Și după ce am absolvit cursurile Universității de Arte din Berlin, am mers adânsa cu un buchet de flori și am întrebat-o cum poate să fie atât de drăguță cu noi și a spus: vai, Madalina, dar cum? Voi sunteți următoarea mare generație de artiști ai lumii și în fața mea eu știu că stau unii dintre cei mai mari artiști ai noștri și atunci cum aș putea să fiu altfel cu voi când știu cât munciți și ce valori sunteți? Am fost extrem de impresionată de acest lucru. Foarte frumos și încercați să transmiteți acest respect. Da, nu numai acest respect, ci încerc să transmit eleganța în comunicare cu elevii mei, pentru că este foarte important ca ei să-și dea seama că această comunicare între elev și profesor trebuie să fie plină de respect, de iubire, de dăruire și, în primul rând, noi, pedagogii, trebuie să le împărtășim pasiune și iubire către meseria pe care își doresc să o facă, meseria de pianist-concertist fiind una dintre cele mai dificile și poate cele mai ciudate meserii care există pe această planetă. Dar atât de frumoase. De România vă leagă multe, ne-ați spus, dar ce vă leagă de Dinu Lipati? Dinu Lipati a fost întotdeauna idolul meu de când eram copil. Am cântat acest recital al lui Dinu Lipati, ultimul recital, legendar, da. Această înregistrare este legendară, a recitalului său de la Besançon din anul 1950. Am cântat piesele începând cu vârsta de 14 ani. Prima dată am cântat coralul transcris de Mira Hess. Apoi am făcut Alborada de Maurice Ravel și, bineînțeles, sonata în la minor. A fost o piesă pe care eu am învățat-o foarte devreme. Am fost captivată și fascinată de perfecțiunea cu care Dinu Lipati reușește să cânte pe scenă sau a reușit să cânte pe scenă, deoarece, sincer, absolut totul este minunat și perfect și este considerat de specialiști unul dintre cei mai mari pianiști ai tuturor timpurilor. Ultimul recital al lui Dinu Lipati s-a intitulat Concertul, pe care l-ați susținut pe 17 martie la Ateneul Român și care face parte dintr-un turneu despre care vom vorbi imediat, dar vreau să ne spuneți cum v-ați simțit pe scena Ateneului aducându-i acest omagiu lui Dinu Lipati. Este foarte ciudat. Întotdeauna când cânt acest recital, sunt foarte calmă. De obicei sunt extrem de emoționată și am mare trac înainte să cânt, dar vă spun, Dinu Lipati mă inspiră atât de mult încât reușesc să mă calmez. A fost o mare bucurie și un concert, pot să spun, reușit. Sunt foarte fericită că am avut alături de mine pe actrița Ștefana Zamfira, care a citit frânturi din corespondența și mărturii ale acestui concert. Le-am putut pune în scenă foarte bine pentru că este foarte important să știm cum s-a simțit Dinu înainte să cânte ultimul său recital sau între piese, cum s-a pregătit între piese, cum a interpretat pentru ultima dată acel senzațional coral al Mirei Hess și, după cum spuneam, este o înregistrare absolut legendară și fascinată din acest punct de vedere, pentru că a fost ultimul, a fost testamentul lui Dinu Lipati lăsat către umanitate. Și cum a apărut ideea acestui proiect? Ideea acestui proiect a apărut împreună cu colegul meu Sebastian Crăciun, care organizează aceste turnee, citadele muzicale și concertele de la Palatul Mogoșoaia. Am vorbit și am spus că, uite, eu am acest program și dacă m-ar putea sfătui cum să îl promovez mai bine. Și atunci a venit această idee a turneului Citadele Muzicale, numărul 7. Turneul care se încheie pe 25 mai la Palatul Peleș. Da, am concertat deja la Ateneul din Tecuci, la
Episcopia din Galați, la Palatul Episcopal din Galați, la București, la Ateneu, la Biblioteca Națională, la, pe 5 mai la Palatul Mogoșoaia, apoi pe 16 mai voi fi la Biblioteca Națională din Onești și, cum spuneam, pe 25 mai la Palatul Peleș. Care a fost reacția publicului până acum la această ofertă? Cred că este o reacție foarte pozitivă. Am avut un public numeros la toate concertele și sunt foarte încântată să văd că reacția publicului față de acest program este una extrem de interesată și de plină de mulțumire, să zic așa, pentru că Ninu Lipati trebuie promovat mult mai mult, pentru că este o valoare națională. Este un om care a pus România în prim plan prin arta sa. Și nu este singurul, sunt mult mai mulți care ar trebui promovați mult mai mult, pentru că, într-adevăr, România dă valori și trebuie să reușim să punem în scenă foarte bine cultura românească și tot ceea ce reușim să facem noi, artiștii sau oamenii de cultură, scriitorii. Sigur, să facem cunoscute aceste valori și aceste demersuri. Acum 2 ani ați participat la festivalul George Enescu împreună cu Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii Române. Cum vă pregătiți pentru ediția din acest an? Mă pregătesc cu o stagiune personală care va fi paralelă cu festivalul George Enescu. Am deschis un mic salon alături de librăria muzicală Grafoart, Pașol Music Studio, un mic studio de recitaluri cu 80 de locuri, unde vom avea o stagiune de concerte și de recitaluri care va promova tinerele talente ale noastre. Știu că aveți în pregătire și un concurs. Da, pregătim prima ediție a concursului Valori Pianistice, ediția a întâia. Este un concurs deschis pianiștilor între 6 și 21 de ani. Are două secțiuni, pentru amatori și pentru profesioniști. Va avea loc între 8 și 9 iunie la Salonul Librăriei Muzicale Grafoart. Așteptăm un număr mare de concurenți, avem multe premii și sper să nu fie acel gen de concurs care aduce spaimă și teroare, ci doar dragostea pentru această meserie. Și vă așteptăm cu mare drag să ne urmăriți pe pagina de Facebook a concursului și pe pagina de internet valoripianistice.ro. L-am văzut că susțineți recitaluri în multe spații frumoase și inedite, uneori din capitală, cum ar fi Grădina Sticlarilor. Veți continua și aceste concerte? Da, neapărat. Am gândit deja o serie de concerte în care vom prezenta mari compozitori și mari personalități ale muzicii universale. Vom începe această serie de concerte pe 11 mai la ora 17 la Grădina Sticlarilor și vă așteptăm cu mare drag. Este un proiect pe care eu îl iubesc foarte, foarte mult, pentru că este non-conformist și permite publicului din toate părțile societății să participe la aceste concerte și, bineînțeles, de la mic la mare, sunt mulți copii care vin acolo și așa participă la primul lor concert de pian și aud povestiri frumoase despre compozitori și despre artiști și despre ceilalți tineri pianiști care participă alături de mine la aceste concerte. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru această întâlnire și vă mai așteptăm cu drag. Vă mulțumesc foarte mult! Mult succes! A cunoscut succesul în toate sensurile cuvântului. A colaborat cu nume mari ale industriei muzicale internaționale. A fost și este îndrăgit de publicul din Germania, acolo unde trăiește de peste 30 de ani, dar a ales să revină și în România, pentru că, spune el, acolo unde ai rădăcinile și prietenii și limba maternă, nu poți să nu te simți bine. După ce anul trecut a susținut un recital extraordinar la Festivalul Cerbul de Aur, saxofonistul Flavius Teodosiu a venit la TVR Internațional. Bună seara! Bună seara, mă bucur să fiu aici și mulțumesc pentru invitație. Și noi mulțumim că ați acceptat-o și v-ați făcut timp să veniți într-un studio unde, iată, nu se cântă, dar ne bucurăm să povestim despre activitatea dumneavoastră. Cum v-au schimbat acești 30 de ani de viață, de performanță? Eu cred că am pornit deja din fragedă pruncie, cum se spune, cu o disciplină mai puternică, pentru că parte din familia mea, părinții mamei mele, adică bunicii mei, erau etnici maghiari.
iar din partea tatălui erau români greci. Faptul că am crescut la bunicii mei maghiari a imprimat în mine o disciplină destul de puternică față de greci care erau un pic mai dezordonați, să spunem așa. Dar faptul că am început să joc tenis, să fac sport, cam, cred că aveam 7-8 ani, sigur că sportul îți imprimă o anumită disciplină și un anumit mod de viață sănătos. Iar faptul că am crescut așa, sigur că m-a ajutat și în profesia pe care o am actual și care am început-o în jur de 16 ani. Iar Germania, că aici era, aceasta era întrebarea, sigur că a întărit această disciplină și nu pot să fiu decât fericit că am ajuns într-o țară ca Germania, căreia îi datoresc foarte mult. Aveam 18 ani când am plecat prima oară cu Petre Giambașu, Star 2000, care era unul dintre cei mai buni șefi de orchestră și orchestre pe vremea aceea. Un om deosebit, un solist și un muzician deosebit, care am avut marea plăcere și am fost fascinat să pot să ajung la 18 ani în orchestra lui de profesioniști, eu fiind foarte tânăr și neexperimentat. Am avut foarte multe de învățat, dar cel care mi-a pus instrumentul în mână a fost Marin Petrache Pechea, după care am continuat cu celebrul și poate cel mai de seamă saxofonist din România, domnul Dan Mândrilă. Sigur că mulți n-au auzit de aceste nume, poate, dar aceștia au fost niște zei în muzica noastră. Iar la 18 ani am ajuns cu Giambașu în Emiratele Arabe, că nu știam Emiratele Arabe, unde asta, Abu Dhabi, era un punct, îl căutam pe hartă. Contrar așteptărilor, în Abu Dhabi și în Dubai, era extraordinar de frumos și erau toți grienori și atunci, sigur, nu erau atât de multe blocuri și nu erau atât de înalte, poate, dar erau moderne, aveau mall-uri subterane, trenuri subterane, adică metrouri, practic, era extraordinar. În orice caz, am continuat după aceea și am plecat în Kuwait, 92, 93, 94 cu Mircea Drăgan în Emiratele Arabe, 95 cu orchestra mea în Kuwait, exact pentru că lui Mircea Drăgan nu i-a ieșit viza, mi-a dat mie contractul respectiv și m-a numit șef de orchestră în locul lui. 84 a fost un an foarte frumos, cântam la restaurantul Pescăruș. Uitați-o, Paula Urzicianu aici. Sigur. Asta era în 2004, când am fost pentru prima oară la Cerbul de Aur. La Cerbul de Aur, da. Așa e. Da. Și a venit Aura, s-a suit cu noi pe scenă și a fost un moment memorabil. Nu, asta a fost în concertul cu ea în 2006, pardon, la Sala Palatului. La Sala Palatului, da. Una dintre colaborările. Asta e cu Gloria Gaynor, aici, exact. Memorabile. Da, deci am ajuns în 87 în Germania, la insistențele tatălui meu, care era un mare avocat și președintele Barului de Avocați, și-a dat seama că în România au cam apus timpurile. Eu nu vroiam să cred și nu vroiam să înțeleg treaba asta, pentru că eram tânăr și îmi plăcea și era frumos. Egal cum era, era bine. Noi artiștii câștigam suficienți bani să nu avem problemele respective, să pot să-mi cumpăr o pastă de dinți și un săpun și un deodorant. Și pentru noi era suficient. Pentru perioada respectivă, dacă aveai bani să-ți cumperi un săpun... Nu vă gândeați atât de mult la perspective. Nu, exact. Totul era de azi pe mâine, mâncam un șnițel, beam un Pepsi, pus în cană de ceai ca să nu se vadă că e Pepsi Cola, că Coca-Cola nu era. În sfârșit, viața respectivă a fost ok, să spunem așa, până în anul 1985-86. Asta nu înseamnă că comuniștii au fost buni. Nu, comuniștii au fost groaznici. Iar ceea ce a fost în România a fost o dictatură groaznică în care asuprirea omului de către om a fost foarte puternică. Și niciodată nu o să fiu de acord cu treaba asta și o să mi se pară extraordinar că au fost schimbați comuniștii și că astăzi trăim într-o țară liberă, totuși, în care putem să discutăm, chiar dacă vedem toate conflictele politice care sunt, dar nu ne este frică să ieșim pe stradă și să vorbim ce vrem noi. Eu cu tatăl meu vorbeam numai ce vroiam eu în piața Victoriei, în centru, unde sunt astăzi manifestanții. Numai acolo puteam să vorbesc liber. În rest, în casă nu puteam să vorbesc niciodată nimic.
totul era numai o minciună. Iată. Minciuna respectivă... Tocmai de aceea și-a dorit probabil exact. Să... Minciuna respectivă ca tânăr, poate că treci peste, nu te deranjează așa de puternic. Cu cât îmbătrânești și vezi lucrurile în profunzimea lor, îți dai seama că nu poți să trăiești o viață întreagă într-o minciună. Nu se poate. Și atunci, sigur că am ajuns în Germania, am făcut carieră, din 92 am fost într-un show TV pe RTL, RTL Saturday Night, am început colaborarea cu starurile. Dar cum v-ați simțit pe aceea scenă cu Joe Cocker, cu Jennifer Rush, sigur că este, Lionel Richie, Chris Deber, Gloria prima, Gaynor, mai spuneți. Prima întâlnire este întotdeauna cea mai fascinantă. Este exact probabil ca și nașterea primului copil, care îl ții în brațe când s-a născut și ți se pare așa că te-a trăsnit ceva și e o senzație fantastică. Sigur că am avut norocul sunt cu Irving, da. Am avut norocul poate să ajung să cânt cu ei, pentru că sigur sunt și alți oameni buni și talentați în lumea asta, poate, dar care nu au șansa să ajungă să se exprime și să poată să cânte cu ei. E, acum sigur că de fiecare dată când cântam cu ei mă întrebau, de unde vii tu? Din România? România? Cum adică România? Ce e? Bun. Probabil că am cântat suficient de bine cu ei ca să continue colaborarea cu mine, că altfel era o colaborare de o dată, poate, nu? Dar cu Jennifer Rush am cântat vreo 15 ani, cu Gloria Gaynor la fel, cu Johnny Logan, care a fost acum de curând, aici sunt cu fica mea, în Spania. Probabil că nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl aveți cântând alături nu, de fica dumneavoastră, Linda. Am avut șansa și norocul să am un copil care ne-a moștenit talentul, pot să spun, ne-a moștenit, pentru că și bunicul meu cânta cu vioara, tatăl meu cânta cu saxofonul, vioară, acordeon, crescut, pian. Ați crescut, s-ar putea spune, cu saxofonul în casă. Da, pentru că tatăl meu a fost artist, instrumentist în anii 50, începutul anilor 60, iar paralel a făcut și facultatea de drept, iar din 67, când l-au ales vicepreședintele sau prodecan, cum se spunea asta, prodecanul baroului de avocați, i-au interzis comunii să mai cânte. Nu se poate să fii prodecan și să cânti la anunț. Nu se poate așa ceva. Și a trebuit să lase saxofonul. I-a părut o viață întreagă. Țin minte, în orice caz, încă am în memorie concertele tatălui meu de la casele de cultură, cum erau pe vremea aia, da. Recitarurile dansante. Da, într-adevăr, la 15 ani am pus mâna pe saxofon tot datorită tatălui meu, care a văzut în mine un talent și a crezut în mine și a crezut în profesia respectivă că este mult mai bună decât să fiu un profesor de sport sau un avocat, poate chiar. Și v-am este curajat. Clar că, este clar că aș fi făcut dreptul până la urmă și aș fi devenit avocat. Clar. Pentru că această atracția respectivă și gândirea respectivă, în momentul în care crești într-o casă de juriști, cred personal că îți influențează un pic educația și la un moment dat, eu care nu sunt avocat astăzi, cunosc destul de bine legislația, o respect și sunt corect din punct de vedere al plăților de taxe, impozite și așa mai departe, pentru că nu există niciun fel de progres sau de posibilitate prin a fura în continuu statul. Și nu contează cine e statul. Contează că atribuțiile noastre de cetățeni trebuie să fie corecte. Iar atâta timp cât tu îți plătești dările, care sunt corecte și normale, acum că vrem noi să nu le mai considerăm normale, e altceva. Dar dacă legea este făcută așa, trebuie să o respecti. Pentru că nu și poți să trăiești. Și acest lucru l-ați învățat în familie. Bineînțeles. Și în Germania. Dar în ce măsură ați influențat dumneavoastră cariera, profesia, activitatea Lindei Sigur Teodosiu? Sigur că probabil că ea nu este de față să confirme, dar probabil că am influențat-o, cred că 99,99%, că 100% nu există, dar 99,99% am influențat-o pentru că ea de mică, de la 5 ani, cânta. Cânta și cânta bine, țin minte, iar la 12 ani a performat cu mine pentru prima oară pe o scenă profesional. Deci avea 12 ani când cânta profesional și
la colegii mei nu le venea să creadă. Păi, dar în ce fel cântă dumne fita la 12 ani și piese grele? Iar vara, în vacanțe, o luam cu mine în turnee în Spania, pe unde eram, și făcea background la Gloria Gaynor, la Jennifer Ash, stătea pe scenă până la o anumită oră. A crescut pe scenă. Da, și a crescut pe scenă, sigur că da. Iar pentru ea, la fel cum a fost pentru mine, poate chiar mai mult, pentru că eu am îmbinat totuși un pic și gândirea cu muzica, pentru ea nu există decât muzică. Nu interesează absolut nimic decât să cânte. Informația ei este numai despre muzică, este extraordinar de actuală în tot ce înseamnă design, fashion, piese, tot. E fantastică, nu? Și în rest nu interesează că știe că eu le rezolv pe toate. Pe undeva e bine, pe undeva nu e bine, nu știu. Sigur că da, este mai sigur, așa, deocamdată. E o pasiune pe care și-o urmează și se vede. Ați avut mai multe concerte împreună în România? Da, bine, veți avem mai multe. Avem destule de. Mai aveți astfel de proiecte? Sigur că da, am fost, după cum bine ați spus, aici chiar, exact, la Cerbul de Aur, unde a fost senzațional și am avut succes chiar remarcabil. Spus de alții, nu de... N-am simțit eu direct, dar mi s-a spus după aceea și de către Petre Năstase și de alții, băi, a fost senzațional. A fost o seară frumoasă, a fost un moment frumos. După părerea mea, Cerbul de Aur a fost anul trecut organizat foarte bine și a fost un lucru chiar senzațional că s-a reluat acest festival. Sper să fie și anul ăsta. Sper să fim din nou invitați și întotdeauna voi răspunde pozitiv la invitațiile pentru Cerbul de Aur, pentru că mi se pare unul dintre cele mai intense și importante evenimente din România, dacă nu chiar poate cel mai important. Extraordinar. În fața publicului din România. Întotdeauna m-am simțit bine în România. Deci eu sunt român și vreau să le transmit tuturor, cei care, cârcotașii care spun stânga și dreapta, cred că după 32 de ani de Germania vorbesc încă destul de bine românește, mă exprim în limba mea maternă, îmi place să mă exprim în limba mea maternă, îmi place să vorbesc cât de bine și cât de corect posibil româna. Și îmi plac românii, îmi place entuziasmul românesc, cât și cred că informația genetică pe care noi toți o purtăm ne aduce iarăși la matcă să ne simțim bine noi între noi. Iar dacă vom analiza un pic problemele și fiind TVR internațional și ne văd oamenii din străinătate, vreau să-i întreb, dacă tot, uite, și mă uit în cameră, cu cine vă simțiți cel mai bine, doamnelor și domnilor? Cu cetățenii din țările în care stați sau tot cu românii noștri în care vă învârtiți tot români, între români? Sunt convins că tot cu românii. Răspunsul a dat dumneavoastră, dar vă mai întreb și eu ceva. Unde e acasă acum? Acasă a fost pentru mine întotdeauna în România, pentru că... după proverbul românesc, sângele apă nu se face și cum e, tot fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. După 30 de ani de Germanie, mă simt foarte bine și în Germania. Când plec de aici și mă duc acasă în Germania, mă simt acasă în Germania. Pentru că am totul acolo, adică de la mașina din garaj, saxofoane, CD-uri, cărți, dosare. Sunt 30 de ani, peste 30 de ani de viață. Dacă stăm bine să ne gândim,
am locuit mai mult în Germania decât în România. Lucru care, desigur, dacă cumva extragem și copilăria, care oricum copilăria este împreună cu părinții și noi nu avem o consecvență a vieții intense, ne mai rămân în România poate concret vreo 8 ani pe care i-am petrecut concret, conștient, exact. 10, poftim. În Germania sunt deja 32. Deci este o diferență. Dar, din punct de vedere sentimental, mă simt întotdeauna acasă în România. Și noi vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit aceste gânduri și aceste sentimente și aceste trăiri. Vă dorim multă putere de muncă în continuare și mult succes. Vă mulțumesc și vă așteptăm oricând acasă. Mulțumim foarte mult. Nu uitați că suntem români. Chitaristul Erland Krauser, fost membru al trupei Phoenix, a revenit în România la 42 de ani după celebra fugă a formației din 1977. După ce a cunoscut succesul în Occident, a colindat lumea cu una dintre marile orchestre din Germania, condusă de jazzmanul de legendă James Last. Erland Krauser a susținut un concert memorabil la București, o întâlnire ce nu putea fi ratată de colegul nostru, Doru Ionescu. Povestea chitaristului Erland Krauser de la alb negru la color e plină de aventuri din momentul fugii din România împreună cu ceilalți Phoenix în 1977. S-a despărțit relativ repede de liderul Nicolae Kovács, dar cu ceilalți colegi a mai cântat mult și bine. Apoi a îmbrățișat o carieră solo despre care nu se știu prea multe în România, mai puțin în Timișoara natală, unde Krauser a revenit la sfârșitul lui 2008 cu un concert extraordinar. Se cheamă IT, CD-ul. IT înseamnă, în sensul ăsta, marea forță, deci ceva divin. Înseamnă nu ceva exact. Deci IT în sens de ceea ce te ghidează în viața. Spiritual, sufletește, de tot felul. Și CD-ul este pe partea asta și DVD-ul este la dreapta. Deci s-a făcut tot ce ți-am povestit. A ieșit chiar în 2010 acest album și ăsta nou a ieșit acum, în 2017. Live n-am niciun interes să cânt cu nimeni, în afară de cu mine însumi.
ceea ce am făcut acum 40 de ani. Deci cele 8 discuri, o să mai scot din fiecare disc cele mai bune piese. Acum cânt best of astea două mai mult, că sunt ultimele și lumea știe clipurile alea cu Aguilera, cu Hutch și cu The Voice Within, care mi-au făcut un renume mondial din 2008 până acum. Și m-am concentrat mai mult pe astea, mai noi, pentru acum. Chinui cu teme din astea mediocre, cum plătesc chiria, mi se rupe. Dacă nu mai plătesc chiria, o să găsesc o femeie care mă întreține sau îmi schimb meseria, mă duc lucru undeva la o fermă sau eu știu, mă duc în pădure și nu mai fac nimic. Na, mă rog, glumesc acum, dar deci viața nu mai e influențată de teme din astea materiale și cum fac asta și cum fac asta, nu mă mai chinui, o fac. Cât pot, cât mă lasă marea forță să mă duc în studio, mă duc la 10, ies la 3 noaptea sau la 5 dimineața, dorm 3 ore și iar am făcut o piesă faină. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și de această dată. Sperăm că v-a făcut plăcere întâlnirea cu invitații noștri de astăzi. Vă dorim zile frumoase și să ne revedem cu bine!